Direcția de gestionare a domeniului public și privat din Megidia reface trasarea locurilor de parcare. Administrația vine astfel în sprijinul posesorilor de autoturisme și va rezolva o problemă mai veche, cea a lipsei locurilor de parcare. Odată cu sezonul cald, la nivel local a început și retrasarea parcărilor. Ce operațiune efectuați astăzi aici? Astăzi refacem niște marcaje în zona comercială de pe strada Ion Creangă. Aici au avut loc niște lucrări de branșamente de gaze și s-a stricat marcajul, plus că s-a și degradat datorită condițiilor din timpul iernii, cu îngheț, cu zăpadă, s-a degradat și acum refacem zona asta, care este foarte aglomerată de altfel, și în așa fel încât oamenii care vin aici să și poată să parcheze pentru câteva minute mașina, dar și firmele să aibă rezervate în fața lor câte un loc de parcare în condițiile în care clienții vin și ies și așa mai departe. Cam astea se întâmplă. Direcția de gestionare a domeniului public și privat din Megidia mai întâmpină probleme la capitolul locuri de parcare în Megidia? La capitolul ăsta să știți că sunt probleme și ele derivă din faptul că capacitatea de parcare a infrastructurii din municipiul Megidia este aproximativ neschimbată. Cu mici excepții s-au mai făcut câte o alveolă, câte o chestie, dar foarte puține. Numărul de mașini este în continuă creștere. Fiecare familie are acum cel puțin o mașină, dar sunt familii care au două mașini, care au trei mașini, adică are și soțul și soția și copilul, și în continuare se crește parcul auto. Parcările nu s-au extins, că nu așa, alte parcări este și greu de construit, pentru că trebuie o investiție masivă și eventual o investiție privată să facă cineva o parcare supraterană, subterană, oricum, dar până vom ajunge în faza asta, să zic, folosim tot ce putem să folosim pe infrastructura actuală. Municipiul Megidia are inventariate la această oră aproximativ 1250-1280 de parcări. Din ele, până la ora asta, s-au atribuit vreo 950, deci am mai avea vreo 250 de parcări disponibile. Noi încercăm să le modernizăm cât de cât, mai avem câteva parcări la care vrem să punem și covor asfaltic, cel puțin până la toamnă, la blocul B3 pe Lupeni, la între blocurile C1 și B1 pe Rahovei, lângă la poliția locală, în spatele grădiniței și câteva la nord. Și în condițiile astea o să mai câștigăm 100-150 de locuri de parcare. Sigur că alte probleme n-au fost, decât că sunt zone, de exemplu VSU, care este supraaglomerat și unde la un moment dat nu mai avem capacitate să facem față solicitărilor. S-au mai folosit și străzile cu sens unic pe o parte din ele pentru staționare limitată, cum este Tineretului, cum este Călugăreni, cum este Oprea Hărâciu. Ați văzut că și pe Republici se parchează și pe o parte și pe alta, dar astea nu sunt parcări efective, sunt zone de staționare limitată, adică 3-4 ore cât stă omul în zonă ca să-și facă piața și cumpere ceva de la farmacie, de la un magazin. Chiar dacă de-a lungul timpului Megidia s-a confruntat cu o reală problemă vis-a-vis de lipsa locurilor de parcare, în acest moment municipalitatea are disponibile 250 de locuri de parcare și de asemenea 150 în plan. Alte probleme deosebite n-am avut, am rezolvat aproximativ 99% din toate solicitările, sigur, cu excepția situațiilor în care numărul de solicitanți a fost mult mai mare decât numărul de locuri pe care le-am avut și atunci n-am avut ce să facem. Așteptăm să mute cineva, să mai plece, să renunțe, să schimbe de la nord la sud locuința și așa mai departe, ca să apară câte o chestie. Noi primim cereri oricum, le ținem în evidență și în momentul în care apare un loc disponibil, atunci putem discuta. Care este procedura? Proprietarul unei mașini care nu beneficiază de un loc de parcare, ce trebuie mai exact să facă? Deci proprietarul unei mașini trebuie să vină la sediul administrației domeniului public, să facă o cerere, un tipizat care îl găsește la noi, să aducă o copie după buletin și o copie după certificatul de matriculare. Regulamentul de parcare spune că solicitantul trebuie să aibă domiciliu în zona respectivă, adică 3-4 blocuri în jurul așa, și să aibă și mașina pe numele lui.
Sunt situații că practica demonstrează că cineva a luat mașina de la părinți sau părinții de la copil, atunci trebuie să vină cu o procură că folosește mașina, că i-a fost încredințată un contract de comodat sau altceva, să dovedească că este, el folosește mașina cu forme legale și atunci putem să-i acordăm și acest loc de parcare. După ce a depus cererea, noi analizăm să vedem în baza de date din calculator dacă avem locuri disponibile. Aproape în toate cazurile mergem pe teren ca să vedem și la fața locului cum stau lucrurile, că e posibil să existe diferențe între una și alta și verificăm și pe teren. Și dacă avem locul liber și în calculator și pe teren, îl am atribuit în aceea zi fără probleme. Care este suma pe care trebuie să o plătească? Suma aș zice că e chiar modică, 72 de lei pe un an de zile. Regimul de... Deci perioada de parcare nu este strictă de la 1 ianuarie la 31 decembrie. În regulament așa s-a gândit atunci ca să fie de la 1 aprilie până la 3, anul ăsta până la 31 martie anul viitor. De-aia sunt toate parcările, expiră la aceeași dată. În perioada 1 ianuarie 31 martie se fac prelungirile. Doar atribuirea este diferită în funcție de când vine omul. Dar omul dacă a venit acum în iunie, prima parcare va fi tot până la sfârșitul lunii martie, după care intră în regimul celorlalți, că nu poate să fie unul expiră astăzi, unul mâine, unul poi mâine, n-avem. Facem o regulă clară. Aș mai vrea să precizez că parcările în... Mai întreabă oamenii, de exemplu, de ce, dacă poate să-și pună niște cricuri din alea, niște crocodili sau alte chestii să nu mai parcheze altcineva. Din păcate, se practică sistemul ăsta la Constanța, de exemplu, dar din păcate la Megidia nu putem să facem asta pentru că regulamentul nu permite și al doilea, fiind foarte puține locuri de parcare, dacă locul este liber, de ce să stea cu chestia aia pusă și să nu-l folosească nimeni, când poate să-l folosească altcineva pentru o oră, pentru mai puțin. De aceea, sistemul ăsta înseamnă că o parcare este rezervată pe numele cuiva, dar folosirea exclusivă începe de la ora 17, când vine omul de la serviciu, și până a doua zi dimineața. Dacă în cursul zilei locul este liber, îl poate folosi oricine, în funcție de zona din care vine și așa mai departe. Lucrările de trasare a locurilor de parcare vor continua în zilele următoare și pe alte străzi din municipiu.